un hairstylist profesionist se respectă. Asta ce înseamnă? Feonul a fost creat cu acest mâner. De ce a fost creat? Pentru a-l putea ține de aici. Deci, feonul nu se ține de aici. Că nu suntem la circ. Da? Nu se usucă corect așa. Da? Pentru că, în primul rând, la un moment dat, se va încinge aici. Nu o să mai poți să-l ții. N-ai poziția corectă. Și nu e logic să-l ții de aici. Ar trebui scoasă partea asta, nu? Să rămână doar partea de sus. Deci feonul se ține în mod corect de aici de sus, da? Sus. Ținem cu cele trei degete, acestea două rămân libere, da? Peria în mâna stângă. Dacă sunteți stângați sau dreptați, nu are nicio importanță.